weekend, de exemplu. Da? Iar această fiscalitate avantajoasă la care au acces monegaspi, sigur, nu îi va da clubului posibilitatea să se dizolve sau să se prăbușească. E clar că ei, la un moment dat, indiferent cine va fi acolo, condiția sigur să nu fie chiar un Ajamiu, va reuși să redreseze clubul. Da, întrebarea e dacă va fi la nivelul ăsta, da, sau va fi la nivelul domnule, ăsta. Domnule, într-un an de zile a căzut de la un nivel uluitor. Monaco era superioară și lui Juventus Torino anul trecut, să fim serioși, înaintea semifinale. Era o echipă absolut fantastică. Dar vreau să te întreb cine auzise de jucătorii ăia. Deci ei au reușit să creeze, corect, dincolo de bani, da, o echipă cu niște nume de care n-auzise nimeni, mă băiatule. Da? Deci al de Lemar, da, al de Mbappé, da, Mendy, da, și așa mai departe. Mendy, da, adică făcuseră o echipă nemaipomenită și chiar străinii din echipă, gen Carillo, gen Raghi ăla, gen Jemerson, cine erau ăia? Da? Da. Deci nu știau nici ăia în țările lor. Asta vreau să spun, aveau până la urmă, deci ce înseamnă asta? Că totul era pus la punct până la ultima rotiță. Bun, că ăștia patronii erau niște jmenari. Era normal, într-un mediu ca ăsta, dar ce ai vrea să facă? Acolo se făceau afaceri, l-ai văzut pe ăsta acum cu tablou. Da? Se făceau afaceri de miliarde. Știi ce a zis băiețelul ăsta după ce a vândut tablou cu 450 de milioane de dolari? Nu. No. Am întrebat presa franceză, acum cum sunteți cu balanța, cu cheltuieli, cu încasări? Am mai intrat un pic, zice, în investiții. Adică pe undeva s-a mai apropiat decât a... N-a venit să facă pe Gigi Becali. Ce-ar fi zis Gigi Becali dacă vindea o oaie cu 450 de milioane de dolari? Ar fi zis că gata, îi dă o palmă și lui Iisus Hristos să dezice de toată lumea. Dar nu mai are echivalent pe lumea asta. Ăla atât a răspuns. Încep să intru un pic așa în cheltuieli. Adică la investițiile pe care le-a făcut. Aici nu trebuie să privim numai echipa de fotbal. Investițiile lui sunt și în alte domenii, da? N-a făcut pe grozavul, n-a ieșit să... Ăsta e business-ul, bă. E acolo în lumea lui, dacă unii nici n-ar fi zis, bă, vedeți că e mâna lui. Ei sunt în spatele acestui tablou. Nu comenta. Ce crezi că ăla dădea telefon să intre în direct la vreo televiziune să spună am vândut de 450 de milioane un tablou? Da, și am 10% dintr-un viitor procent, dintr-un viitoare vânzare. Da, exact. Nu, toată, n-a zis nimic. Deci e un alt nivel acolo, nu e, n-au, încă o dată, n-au ăștia de ce să fie plânși de milă. Dar e adevărat că Monaco, în istoria participărilor sale în Liga Campionilor, adică 8, n-a participat de mai multe ori, este doar a doua oară când e eliminată din faza grupelor. Deci sunt o echipă redutabilă și la statistică, din punctul ăsta de vedere. Bun, mergem mai departe, Tottenhamul și Real Madrid s-au calificat împreună, de altfel este singura grupă, grupa H, în care s-au jucat 5 meciuri, iar cele două echipe calificate se cunosc, însă nu se cunoaște cine va termina pe poziția a treia. Atenție, Borussia Dortmund și ciprioții de la Apoel Nicosia au terminat de două ori la egalitate 1-1. În momentul de față, diferența se face la golaveraj. Net superioară este Borussia Dortmund, care are minus 5 față de minus 12 cât are Apoelul. Da, cele două echipe mai au cât un meci de jucat, Dane. Da, dar probabil că amândouă își blesteamă zilele, pentru că sunt două deplasări criminale în ultima etapă. Deci ar fi un Real Madrid-Borussia Dortmund pe 6 decembrie și un Tottenham-Apoel. Da, în condiții în care nu se întâmplă nimic ieșit din comun, Borussia Dortmund va merge în Europa, da, League. Dacă într-adevăr își dorește Europa League, probabil că va merge acolo, dar cred că ambele formații își vor face calculul cum să luăm cât mai puține goluri sau mai puține decât iau ăilalți. Da, totuși e o diferență, spuneam, de 7 goluri în favoarea, da, celor de la Dortmund. Numai să nu facă Apoelul un egal la Tottenham. Să știi că Real Madrid nu dă niciodată niciun punct. Da? Real Madrid nu negociază cu Borussia Dortmund. Nu negociază pentru că spaniolii îi detestă pe nemțălăi, nu negociază pentru că Zidane îi detestă pe nemțălăi, dar Real Madrid, dacă poate, le dă 6-0. Eu nu zic că poate, dar nu există niciun calcul acolo. Deci ca brutele vor intra peste ei, Realul nu face. Chiar dacă încă o dată spun, Real Madrid nu mai poate să câștige grupa, pentru că la rezultatele directe este sub Tottenham, deci termină grupa pe poziția a doua. Poate să pice cu Manchester City, așadar, în optimile de finală, sau cu Paris Saint-Germain. Astea ar fi
momentele în care Real Madrid ar petrece un revelion mizerabil. Dar o să vezi, Dane, da, îi va bate pe Borussia Dortmund ca pe fasole. Bun. Mai ales că al de Cristiano Ronaldo, plin de el, așa, are tot felul de recorduri de doborât la fiecare meci. A mai doborât și ieri unul, da? Din ce în ce mai sus, chiar dacă el sezonul ăsta n-a făcut aproape nimic, dar a dat două ieri, iarăși a intrat în ce record. Benzema a fost geniu ieri, a zis așa, a dat două goluri, a devenit cel mai mare marcator francez din istoria Champions League, 53 de goluri, față de 51 câte avea Thierry Henry, și a declarat atât: sunt un foarte mare jucător. Corect. E, cel mai bine e să o spună chiar el, asta sigur cu trimitere la Didier Deschamps, care nu-l mai selecționează, după o afacere în peluș, cum spun francezii, adică neelucidată, foarte clar, aia cu sex tape-ul cu Mathieu Valbuena. Da, mă rog, mă uitam pe rezultatele directe între Real și Dortmund. În ultimii ani au fost multe partide care au fost considerate la rândul lor, la momentul respectiv, spectaculoase și interesante, însă nu uit acel dublu 2-2 din ediția trecută de campionat, nu? Da? De Liga Campionilor. Și în rest, da, asta nu înseamnă împărțite, deci nu, da, e ceva foarte clar. Eu vreau să clar. Spun că Realul va juca cu echipa tip. A fost 3-1. Da? Deci o să vezi, Benzema, Ronaldo sunt acolo, da, la ei nu merge chestia asta, da? Nu, dar nu. În același timp spun ceva, Real. Vor juca, dacă pot să-i bată, îi bată, dacă nu. Real a dat 6 pentru că a jucat cu Apoel, pentru că orice altă echipă decentă i-ar fi pus mult mai multe probleme. Categoric, sigur. Real e într-o gaură în momentul de față absolut incredibilă, pentru, din cauza tocmai celor doi, a lui Benzema și a lui Cristiano Ronaldo, care sunt foarte, foarte modești. Și al lui Bale, care nu mai joacă. Și al lui Bale, evident, da, care nu joacă. Nu, asta e indiscutabil. Nu, asta vreau să spun. Doar că Real Madrid nu are mentalitatea asta de copil mic. Da, da, da. Deci ei vor juca cu echipa tip, o să vedeți. Mai ales nu există nicio schimbare la ei. Dacă e accidentat, unul da. Dacă e unul în cale de suspendare și nu se șterg cartonașele, nu cunosc chestiile astea, atunci sigur că nu-l bagă. Altfel joacă toți. Da, pe Bernabeu, în ultima etapă, când ăia și-au cumpărat bilete de 3 luni pentru meciul ăsta, tu nu te duci, bă, dorul Lelii. Da, poți să-i dai 7-1, Borussiei 7-1 îi dai. Sigur că ăia te pot bate. Evident că tu nu mai ești echipa din sezonul trecut sau de acum 2 ani, dar acolo nu se pune problema de blat, asta era ideea. Așa. Real Madrid nu negociază cu echipe ca Borussia Dortmund la nivelul ăsta. Bun. Cred că e de pauză publicitară. După care ne întoarcem să vedem mare interes ce se va întâmpla astăzi în cele 4 grupe unde avem meciuri. Mai ales că 6 dintre ele sunt televizate de amicii noștri Telecom. Da, cărora le merge sau nu le merge jucăria. Ne întoarcem imediat. Ne-am întors cu Liga Campionilor. Partidele din grupele A, D se joacă astăzi. Manchester United, deși este 99% calificată, încă n-a bifat totuși matematic ecuația. Ei joacă astăzi pe terenul FC Basel, un coșmar altădată pentru United. Dacă nu va ieși bine, Manchester reportează calificarea pe ultima rundă, acasă cu CSKA Moscova. Dar o să fie ultima, n-are nevoie decât de un punct. Ultima etapă la Benfica Basel, care vor juca meci direct. Da. Evident, Benfica este însă out, practic, nu mai are nicio șansă la nimic, 0 puncte în 4 meciuri, golaveraj 1-10, nu văd cum Benfica se mai poate opune bătăliei celorlalte 3 echipe, dar acolo încă se mai joacă, deci este o etapă mai interesantă decât a arăta hârtia. Paris Saint-Germain și Bayern München sunt matematic calificate, bătălia pentru locul 3 pare să fie și atranșată de Celtic în grupa B, care a câștigat meciul direct cu Anderlecht în deplasare cu 3-0. Deci este limpede și aici. Paris Saint-Germain însă ar putea să intre în istoria fotbalului și să fie singura echipă care termină grupa cu 6 victorii, ceea ce sigur că nu ar fi o premieră, dar să o termine și fără gol primit. Așa ceva nu s-a mai întâmplat, cică. Deocamdată golaverajul parizienilor este de 17-0. Sigur, iau în ultima etapă o deplasare la München cu Bayern. Interesantă pentru orgoliu celor două echipe. Dar în această seară se pare că PSG-ul va încerca să-i dea cel puțin 5 lui Celtic.
Astea ar fi previziunile, întrucât trioul lor, Neymar, Cavani, Mbappé, va fi aliniat din primul minut. Numai Celtic să nu fie. În condițiile astea, Paris Saint-Germain are cel mai bun gazon din Europa, conform unui studiu. Deci este o mochetă absolută. Nu văd cum o logie aia de la Celtic a reușit practic să să pună în calea vreunei mingi care va veni în careul lor, pentru că încă o dată nici terenul nu-ți permite acolo să te joci cu rezultatul. Am văzut ce s-a întâmplat și la ultima etapă de campionat în fața celor două autobuze aduse de Claudio Ranieri, a luat patru. În grupa C, Dane, aici situația nu este încă jucată. În această zi avem un Atletico de Madrid-Roma. Madrilenii n-au nicio victorie în Champions, dar dacă bat pe Roma, pot să mai spere. Chelsea joacă în Azerbaijan la Garabag. O victorie este așteptată pentru echipa lui Conte. Dacă nu, potopul. Și iarăși în ultima etapă avem Chelsea cu Atletico Madrid. Un meci extrem de interesant. Meciul tur a fost acela în care gazdele au încercat, Atletico a încercat să se apere. Și au primit gol în minutul 94. Au primit gol pe final. Până la urmă tactica lor a fost falimentară, dar de atunci li s-a zdruncinat încrederea. Aha. Iar ce a urmat a fost o serie de rezultate modeste. Așa e. În grupa D, Barcelona neînvinsă până acum, dar cu un gol primit și un rezultat de egalitate, joacă pe terenul lui Juve, un alt convalescent al fotbalului actual, că vorbeai de Atletico. Juventus, după înfrângerea de la Sampdoria și după eliminarea naționalei din Cupa Mondială, are o misiune totuși doielnică. Nu știu dacă poate să învingă Barcelona, care nu și-a asigurat prima poziție în grupă. Deci Barcelona se duce clar să joace acolo, să bată la Torino. Da. Juventus stă mai bine decât Sporting în rezultatele directe, iar ultima etapă o are cu Olympiacos. Eu cred că torinezii sunt destul de liniștiți, pentru că e adevărat, există șansa să pierdă calificarea, însă sunt mici. Da, șanse mici și au în mâna lor până la urmă calificarea. Da, evident. Deci asta, cam asta ar fi situația în Liga Campionilor. Să vedem ce se mai întâmplă în această seară și sigur că vom comenta mâine alături de partidele din Europa League. Apropo de meciurile din Europa League și de demonstrația de matematician fin al lui Gigi Becali, care a declarat că el a fost olimpic la matematică, pe mine m-a surprins nu ca enunție a frazei, pe mine m-a surprins că, iată, Gigi este mai bătrân, noi așa știam, decât orice pe lumea asta, doar Hristos pare că a fost înaintea lui, dar iată, am aflat că olimpiadele existau înaintea lui. Cu ce drept? Dacă ai fost olimpic, nu? La matematică, puteți fi olimpic la orice și la biologie. Înseamnă că, deci, olimpiadele existau înaintea ta. Ele te așteptau pe tine să devii olimpic. Bizară chestiunea. Eu am trăit un moment din acela special. Nu știam dacă visez sau e adevărat. Mă gândeam, zic, bă, poate dorm și că m-am trezit. Visez matematică. Cum să aibă Gigi Becali astfel de rezultat. Evident, nu e adevărat. Eu nu cred. După care a dat-o pe ortoepie, un cuvânt de mult îndepărtat din limba română, nu mai folosește nimeni astăzi pe stradă. Eu n-am auzit niciodată două fete vorbind pe stradă. Da, dar undeva l-avem cu toții acolo, pentru că avem dicționarul de ortografie și ortoepie, dar și de punctuație. Și de punctuație. Cu punctuația stăm și noi mai prost, că nu reușim niciodată să terminăm la timp. Dar lăsați că vine Tudor Barbu și vă rezolvă el. Eventual va vorbi și despre situația celor doi Lucescu, îl mare, vizitându-l pe îl mic la Salonic. Pe mâine. Revedere.